Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cum mergem la teatru? Teatru. În Timișoara, o piesă de teatru. Stai, teatru polițienesc. Cum? Da. Băi, n-avem rubrică de cultură, dar uite, am putea să începem. O piesă de teatru jucată la Timișoara a fost oprită de poliție. Băi, oprită de poliție, când vezi un titlu de ăsta, mă, ce suntem aici în Ungaria? Unde suntem? La Moscova? Unde suntem? Apoi actorii au luat și amendă pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Dar ce se juca? Se juca O noapte furtunoasă. Asta era... Deci se înțelege. Era pe furtună. Dacă era o noapte liniștită... Era altceva. La... Dacă era furtuna de Shakespeare, îi și arestau. Deci O noapte furtunoasă a fost montată de un teatru independent numit Aoleu, Aoleu, care funcționează într-o casă din oraș. Aoleu, aș spune. La Moldova s-ar zice olei! Da, practic, piesa se juca într-o sufragerie și relatează Banatul azi, o sufragerie, o cameră de 25 de metri pătrați. Micuță. 25 de metri puțin? Cu sufragerie? Luca, asta, pardon, Zaf se gândește, a zis o prostie. 25 de metri pătrați? Puțin sufragerie în România? Ai dreptate, nu. Era un living destul de mare. Ți-e rușine, a? Da, vecinii, cu nervii mai slabi, au sunat la 112, pentru că, evident, i s-a părut că e scandal prea mare, adevărul, cu o noapte furtunoasă. Vezi că noi avem vreo 40 de metri. Păi cum am avut onoarea, vă comunicam precedenta mea epistolă. De când te-am văzut întâia dată pentru prima oară, mi-am pierdut uzul rațiunii. Da, sunt nebun. Asta e, nu e de la Timișoara înregistrarea, dar așa, ca să vă dăm un flair de ce se întâmplă. Polițiștii, vorba lui Caragiale, scrofuloși la datorie. Asta este din altă piesă. Cine ești? Ce poftă? Ce doați pe vremea asta? Că am folosit odată. Da, că vorbeau tare. Uite ce tare vorbeau. Ce sunt? Ascultă! Sunt! Da, vorbeau tare. Au dreptate și polițiști. Da, pe ei, acolo este multă emoție. E o piesă de dragoste neîmpărtășită și neînțeleasă. Cu tot cu jandari. Ei, și apoi ce-mi pasă mie? Vai de mine, este vreun pungaș. Afla că nu-i dumnealui acasă și umblă să ne pungășească. Chiriac! Ia uzi, ce țipă. Chiriac, săriți, Chiriac. Da. Deci polițiștii scrofuloși la datorie au venit, s-au prins că e vorba de spectacol, nu de scandal, dar tot au dat amendă. Deci, curat piesă de teatru, dau un flăl. Anticonstituțional, era păcat să nu dea dacă tot s-au deranjat și au considerat că actorii au jucat prea gălăgios și l-au lăsat cadou amendă de 200 de lei pe o hârtie roz. Ați văzut că amenziile în România sunt pe hârtie roz? Mă rog, mai da, acopiat, da, da, nu da, sunt da, 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 da. Verde la polițiști, la tine roz sau ceva. Ovidiu Mihăiță, un actor, spune așa, amenda o avem aici, e depusă în ramă, statul român dă amenzi pe hârtie roz. Bine, situația nu este tocmai roz. Mă rog, și așa mai departe. Piesa a fost întreruptă totuși la ora 21:30. Ceea ce observă presa locală ar face ilegal amendarea. Pentru că programul de liniște este 13 pe aia și 22:08. Adică de la 22:08. Ăștia sunt în bloc? Da. Da, era un bloc. Bloc sau casă, din moment ce vecinii au fost deranjați. Bine, dacă au un regulament de la... Casă cu mai multe. Casă. De ordine interioară, ca să zic așa. Da. Își pot alege singur ordine acum... de liniște. Cu tot dragul, că cu din exterior... Dragul. Dar da. Da, n-aș vrea să fiu vecin cu teatru. Așa este. Sau măcar să joace în fiecare zi altă piesă, dar îți dai seama că după ce... Prin 10 nopți furtunoase, la un moment dat te ia capul, spargi caloriferul bătând în el, adică... Păi da, da, poți să ai și tu program de bătut în țeavă. La orice oră. Auzi, dar tu, păi nu, că ea pleacă, mă, că acolo e teatru, doar nu crezi că dorm la teatru. Păi nu dorm la teatru, dar în timp ce joacă vreo piesă, auzi, deng, 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 deng. Tu bați la calorifer, că pași genul de vecin care <uneori. laughs> Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.